Două lucruri sar în ochii celor care trec prin pădurea cotoșmanu: tăierea la rasa arborilor și transformarea pădurii într-o groapă de gunoi. Silvicultorii monitorizează ambele aspecte, dar țin să-i liniștească pe iubitorii naturii. Arborii vechi de peste 180 de ani au fost tăiați tocmai pentru a proteja zona. Este adevărat că pentru trecătorul neavizat, care știe că an de-a rândul a fost o pădure bătrână, dispărând deodată, tresare și el. Încercând să se explice ce s-a întâmplat de fapt, arboretul matern, deci arborii cei bătrâni, trebuie să exploatați, valorificați, în urma lor rămânând o nouă generație. Toate lucrările care au fost executate și se vor executa sunt prevăzute de amenajamentul silvic, nu este nimic forțat, iar imaginea este adevărat că la prima vedere apare mai dezolantă, dar în scurt timp, câțiva ani, vegetația se dezvoltă normal, arboretul se reinstalează, deci nu sunt probleme. Dar pentru că acolo sunt vreo câteva zone cu alunecări de teren, s-ar crede că un arbore mare la 100 și ceva de ani are mult mai multă stabilitate și stabilizează și terenul la rândul. Da, este o la prima vedere, dar arborii destul de mari, prin greutatea proprie, trecând eu știu, în funcție de diametru, la câteva tone, de multe ori destabilizează versantul. Așa încât, prin înlăturarea lor, chiar dacă așa zice amenajamentul, prin înlăturare, continuitatea vegetației e asigurată prin noua generație de, de arbori. Celălalt aspect, vis-a-vis -vis de gunoaiele care sunt omniprezente, această zonă este traversată de un drum județean unde răuvoitorii, lipsă de educație aș putea să spun, zilnic aruncă tot felul de resturi menajere, tot felul de peturi, tot felul și așa mai departe. Acum, în colaborare cu drumurile județene, noi avem ne străduim să păstrăm zona curată, am amplasat tot felul de, de bariere, tot felul de gardulețe plăcuțe, avertizoare și așa mai departe. Cu toate acestea, nu reușim să, să, să stăpânim acest fenomen, i-aș putea spune. Cât privește transformarea pădurii în groapă de gunoi, conducerea direcției Silvice Vâlcea caută soluții. Dacă până acum a igienizat zona, acum își propune să monteze mai multe camere de luat vederi pentru a-i depista pe făptași. Facem și acum în acest domeniu un efort. Pe de-o parte, efectiv, oamenii strâng gunoaiele și le ducem la firmele de salubrizare sau la primăriile care ne le primesc. Încercăm să facem acțiuni de conștientizare, de educație, vrem să mergem în școli, prin intermediul dumneavoastră facem un apel la ei să sperăm că încetul cu încetul vom avea rezultate. Pe alocuri să știți că am obținut avantajul că au reușit să conștientizeze, pe alte locuri încă mai avem probleme și încercăm periodic să facem curățenie. Chiar pe unde ați trecut dumneavoastră astăzi, să știți că suntem aproape nevoiți să facem curățenie, nu zilnic, dar săptămânal sau la două săptămâni suntem obligați, pentru că E așa un loc în care se depozitează permanent, permanent. Vom vedea dacă vom reuși să instalăm și o cameră video, pentru că ne intenționăm și noi asemenea de să-l facem ca să putem să, măcar să aibă teama că vor fi filmați și că va întreba cineva o poliție sau cineva jandarmii, vor întreba de ce ați depozitat acolo. Și asemenea, metode sunt permise, le vom aplica, important este să avem rezultatul final bun, avem păduri curate, păduri frumoase și să, efect, să, dă un efect benefic asupra societății. Silvicultorii vulceni fac un apel către toți iubitorii de natură să ia atitudine de fiecare dată când constată că pădurea este maltratată.